Foarte bine. Înainte ca să vorbească colegii mei, vreau să spun doar un lucru. Da, asta eu numesc evoluție. Cum erai în audiție și cum ești acum, două lucruri absolut diferite. Felicitări. Mulțumesc mult de tot. Comparativ cu audițiile, a fost super bine. Și mă bucur că a fost așa, pentru că Alexandra nu a trecut foarte ușor în aceștia 10. Alexandra a trecut foarte la limită. Mi-a plăcut foarte tare, mi-ar fi plăcut să dezvolt mai mult piesa, era același lucru la un moment dat. E timp, într-adevăr, transformare, felicitări. Mulțumesc mult. Alexandra și eu am observat o evoluție și mă bucur că încerci să-ți găsești un drum. S-a părut o alegere bună. Felicitări, bravo! Vă mulțumesc, apreciez. Am emoții foarte mari pentru că am ajuns până aici, nu mulți ajung. Și sincer e o onoare pentru mine și o povară că trebuie să fac pe toată lumea mândră și să merg în duel pentru că am o piesă foarte bună despre ce mi s-a întâmplat, despre relația cu el și faptul că lumea a vorbit și eu continui să cânt în continuare. Alexandra, cum ar spune profesorul meu de chimie, ia loc. Vă mulțumesc mult! Normal că da! Hai, adică am început cu drepte, bine. Unul s-a luat, gata. Ne mai aducem și noi de acasă. Dar a fost foarte bună. Și mă bucur, încă o dată, repet, mă bucur că e așa. Pentru că am crezut în ea și, într-adevăr, a demonstrat o diferență enorm de mare între audiții și Butcă. Sunt sigur că îmi spun. Adică, și eu îl voi mări. Să văd ce va face, pentru că am încredere în el că va trece mai departe și va ajunge în Calele Live, sunt sigură.